Bună ziua, e 19 martie 2024, am venit în stupină să continui cu suprapunerile și aici cred că avem un stup mediu și vreau să vă arăt și un astfel de exemplu cum îl suprapunem, fiindcă stupul cu matca de la Sami de acolo, care l-ați văzut cum l-am suprapus, a fost mai mare, ăsta altul de lângă parcă și mai mare și roiul mai puternic. Deci ei sunt niște cazuri mai excepționale. Anul trecut am avut, marea majoritate le-am avut așa, am direct la suprapunere pe 12 rame, sus, 12 jos. Dar anul ăsta am și pe mai puține, chiar pe 6 și pe 7 rame suprapuși. Nu-mi fac probleme, fiindcă știu cum o să evalueze în perioada următoare și cum vor exploda, deci vor ajunge bine în culesul de rapiță, chiar dacă roiul ăla între ghilimele care îl scot cu matca bătână înainte de cules poate va fi mai mic sau poate, cine știe, chiar nu scot nimic, numai matca. Aici am doi stup care s-au micșorat. Nu știu motivul, fiindcă vedeți, la mine cei care au avut infestări mari și acum vedeți capacul ăla ce l-am luat deja de pe stupul la care vreau să ne uităm, are magnet. Deci a avut infestare mare la ultima verificare pe șubăr. Uite, și stupul lui Sami, cu matca de la Sami, a avut infestare. Aici unul a avut, unul n-a avut infestare mare în toamnă și totuși s-au micșorat amândoi. Mai mult totuși ăla care avea infestare mare. Aici iarăși am unul cu infestare mare, dar care nu s-a prea micșorat din câte știu, trebuie să mai verific. Deci n-am putut face o legătură. O să ne uităm într-un film următor la ei exact să-i vedeți cum îs, dar s-au retras cam pe doar una, două rame în afara cuibului Blinov au de albină. În rest, doar ce în cuibul Blinov. Aici ăsta mic care îl vedeți e stupul de producție care a fost sus pe vatra roilor anul trecut și l-am adus într-o speranță că își va păstra cel puțin din albina zburătoare, l-am adus jos aici anul ăsta ca să-l transform în stup de producție și anul ăsta, că aici anul ăsta vreau să-mi fac numai stup de producție. Dar și-a pierdut albina zburătoare și el a rămas mic și s-a micșorat datorită acestui fapt. Deci aici e cu semnul întrebării. Dar ceilalți doi e o întrebare validă și nu fac încă o legătură exactă între infestare și micșorare. Bun, hai să revenim la noastre. Deci vrem să vedem un pic cum stă familia asta de bază și să vedem cum o suprapunem. Bun, e o matcă 2022, linia mea, marcată galben, din ce scria pe capac, cred că a fost și clipsată, dacă mă exprim bine, nu știu, tăiată aripioara. Așa, o parte dintr-o aripioară, nu toată aripa. Bun, hai să așez aici. Avem albină și de aia, e puțină. Dar ca să nu mai stau acum să o dau jos. No, bun, ăsta e, cred că, singurul la care, din lipsă de timp, n-am ajuns să-l trec pe un cat mai repede. Deci ăsta a rămas așa, i-am dat numai sirop, vedeți, n-a fost mare, a fost un stup mediu spre mic la mine, iernat pe 6 rame, dar nu pare să se fi micșorat foarte mult. Acum e răsfirat, bineînțeles că e cald, de blând e blând, uite că nu i-am dat fum încă. Bun, și acum bănuiesc că aici sus e puiet, o să iau catul jos cu totul și îl punem deoparte. Vă mai arăt încă o dată cum iernez eu, deci izolație caldă, ar fi bine să fie și pe peretele astea, că atunci l-am transformat într-un fel de stup de polistiren și sunt foarte încântat de stupii de polistiren cum iernează. Chiar mă gândesc poate să aplic o soluție la o parte din stupii de producție toamna viitoare, să îi împart în două, să fac câte un roi din fiecare, să iernez în polistiren din ăsta mic. Cred că aș avea mai mult plus așa decât să iernez mari.
fiindcă e puțin de lucru și cu polistirenul ăsta, atât cât introduci ramele și pe urmă ți-i gata împachetat. În primăvară nu mai faci nimic, e cât de cât mic, nu mai trebuie micșora spațiu. E super, mie îmi place foarte mult ideea. Bun, hai să iau catul jos, să ne uităm în corpul de jos. Și pe urmă, fiind așa puține rame, cred că vom lăsa corpul ăla sau îl mur numai să curăț fundul, vedem cât e de murdar. Nu e murdar, dar avem ceva albină care a trecut dincolo. Eu am lăsat niște mici aerisiri așa aici, ca să mai iasă din umiditate și a ieșit. Vedeți că e umed, e umed aici. Și pe aici mai ies albine și săracile nu mai știu să intre și sau pe dedesubt, iar mai pot ieși că nu-i chiar până jos. Și atunci mor acolo, pe partea asta, dar nu sunt multe. Bun, hai să dăm jos.